Și pentru că, din punctul meu de vedere, avocații au o calitate deosebită, în Biblie spune, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este omul Iisus Hristos. Pe cale de consecință, mijlocitor însemnează avocat, s-o invit pe doamna Erica Nistor, care are calitatea de avocat acum, dar a fost președinta Curții de Apel, care a promovat un model de bună practică care are efecte și de aia spuneam de un an, 1000 de ani, 1000 de ani, un an, ca să ne transmită opinia domniei sale despre rolul comunicării între părți, între actori, având în vedere faptul că dacă vom dialoga, vom și înțelege. Experiența domniei sale e relevantă pentru tot ceea ce au ochi și urechi de auzit, așa cum spunea preotul Tofană. Doamna? În primul rând, mă bucur să mă aflu la această întâlnire. Este plăcut să revezi foști buni colaboratori pe segmentul profesional. Și dacă tot domnul Racovician mi-a propus această temă a comunicării, vreau să spun în primul rând că este un subiect foarte vast și foarte generos, dar totodată știind că mesajul scurt, concret și la obiect este cel mai bine recepționat, n-am să vă rețin prea mult, am să vă spun doar câteva gânduri, câteva concluzii legate de importanța comunicării din perspectiva unui fost magistrat timp de peste 30 de ani și a unui avocat de numai 2 ani de zile. În varianta cea mai simplă, comunicarea este actul de transfer de informație. Deși este o definiție simplă, atunci când ne gândim cum putem comunica, subiectul devine mult mai complex. Importanța abilităților de comunicare nu poate fi ignorată și nu poate fi subestimată și contează să știm să comunicăm bine dacă dorim să fim convingători. Comunicarea eficientă este putere. Cei care stăpânesc modul de funcționare, ei stăpânesc și lumea, dar și modul în care ei înșiși sunt percepuți de lume. Ajungem astfel la calitatea comunicării. Deși în timpurile pe care le trăim, rapiditatea e cea care caracterizează schimbul de informații. Auzim mereu, răspunde repede. Ei bine, important este să gândești la ce ți se spune și apoi să răspunzi. Momentul gândirii, al reflecției, nu trebuie evacuat din logica comunicării eficiente a zilelor noastre. Gândirea ia timp și cam ea. Atunci ea trebuie amputată pentru că rapiditatea comunicării este mult mai importantă? Răspunsul cu siguranță este negativ. Comunicarea nu trebuie să fie o subtilă formă de beligeranță, ci îndeletnicirea de a informa publicul. Comunicarea însoțește activitatea instituțiilor și a justiției, contribuie la realizarea în bune condiții a activității acesteia și este un instrument eficient pentru crearea unei imagini publice pertinente. Reușita în atingerea obiectivelor are la bază importanța și eficiența comunicării. Crearea unui climat favorabil, schimbarea comportamentului uman față de serviciile oferite. Nu este străină nici aceasta justiției. Justiția este un serviciu public destinat cetățenilor și prin comunicarea exersată de justiție, aceasta urmărește în primul rând întărirea imaginii sale și totodată să creeze în jurul acesteia un climat de încredere din partea cetățenilor.
Comunicarea sistemului judiciar contribuie și la afirmarea, nu în ultimul rând, a independenței instituțiilor judiciare, a valorilor care stau la baza acestei organizații. Dintr-o altă perspectivă, instanțele au raporturi de colaborare profesională, iar comunicarea stă la baza acestor raporturi de colaborare, bineînțeles în limitele prevăzute de lege, cum este acea colaborare a experților tehnici, a oficiilor de cadastru. Iar comunicarea eficientă stă la baza dezvoltării acestor relații de colaborare. Dacă cineva, mi se pare că domnul director Ursu spunea în cuvântul lui la deschiderea acestei conferințe, că își aduce aminte când a fost ultima dată în această aulă, în acel moment am făcut și eu o regresie, gândindu-mă când am fost ultima dată în această aulă. Și dacă vă aduceți aminte, domnul Racovician, ne-am întâlnit prima dată în această aulă, în anul 2015, când am semnat acel proiect de colaborare cu experții tehnici judiciari, cu AEF, cu Centrul PIFCA și nu în ultimul rând cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Tocmai pentru a dezvolta și a crea premizele unei colaborări și a unei dezvoltări, a unei comunicări între judecători și experții tehnici. Judecătorii nu comunică în spațiul public. Aceștia se supun acelei obligații de rezervă. Judecătorul comunică numai în sala de judecată, iar cu cetățenii prin hotărârile judecătorești pe care le pronunță. De aceea am văzut importantă această colaborare cu experții, despre care noi am spus atunci că sunt aproape ca niște auxiliari ai judecătorului, își desfășoară activitatea exclusiv sub îndrumarea judecătorului, iar concluziile unui expert sunt mult mai importante, au o greutate mai mare decât concluziile unui martor. Iar concluziile expertului nu pot fi combătute decât printr-un alt expert. Nu o spunem noi, o spune Curtea Europeană de Justiție în acest domeniu, în cauzele pronunțate în bogata sa jurisprudență. De aceea subliniez din nou importanța comunicării bilaterale între judecător și expert, având în vedere rolul acestuia din urmă. Trăsătura dominantă a comunicării moderne o reprezintă interacțiunea persoanelor, iar efectul comunicării este la fel de important ca și substanța acesteia. Numai comunicând putem să ne cunoaștem așteptările judecătorilor din partea experților, a experților din partea judecătorilor, pentru că împreună realizează actul de justiție. Concluziile expertului sunt importante în fundamentarea hotărârii judecătorești pe care o pronunță magistratul. Justiția este aceea care dintr-o literă moartă este chemată să facă o operă vie, a spus Carol al II-lea la promulgarea codului de procedură penală. Magistratul nu face legea, el o aplică. Astfel că una din cele mai importante calități ale unui magistrat trebuie să constituie capacitatea de comunicare. Mesajul trebuie să fie transmis într-o manieră adecvată. Dar totodată, și ceea ce este cel mai important, judecătorul trebuie să știe să asculte cu cea mai mare atenție expunerile părților, pledoariile avocaților, să se concentreze exclusiv asupra obiectului procesului pentru a putea astfel controla menținerea în cadru strict procesual, totul în scopul aflării adevărului. Dacă vorbim de comunicare din perspectiva avocatului, acesta are rolul de a convinge. De aceea, forma de prezentare a mesajului este deosebit de importantă pentru valoarea lui persuasivă, ca de altfel și argumentarea mesajului.
Structurarea mesajului de asemenea este foarte importantă în expunerea ideilor, într-o manieră clară, logică, accesibilă. Iată cât de importantă este comunicarea din perspectiva magistratului, avocatului, expertului sau mai bine zis din perspectiva tuturor actorilor în realizarea actului de justiție. Iar în raport de misiune a fiecăruia, eleganța în exprimare trebuie să amprenteze interacțiunea acestora. Eleganța în exprimare este însușirea firilor alese și rezultatul consensualității dintre cultură și educație. Cuvântul rostit și gestul fiind supuse regulilor unei adevărate arte, iar fermitatea bazată pe o judecată limpede, pe un raționament clar și motive temeinice, reprezentând acea acțiune fără devieri sau compromisuri. Dacă ne raportăm la comunicarea în spațiu public, trebuie să recunoaștem că atât magistrații cât și avocații, experții și alte categorii profesionale pot fi adevărați lideri de opinie și valorificându-și fiecare aptitudinile și capacitățile de comunicare să realizeze permanent o educație civică, juridică a cetățenilor. Dacă admitem că nu faptele în sine tulbură fantezia populară, ci felul în care sunt ele expuse, și dacă acceptăm că este imperios necesară cultivarea valorilor, abandonarea eroilor de mucava, trebuie să concluzionăm că numai printr-o dezvoltare a comunicării caracterizată prin bună credință, dublată de o atitudine transparentă și onestă, structurată pe premiza asumării unor valori fundamentale, cum ar fi prioritatea interesului național, mai putem spera într-o însănătoșire spirituală și nu în ultimul rând în realizarea veritabilă a binelui public. Și a spune că și credința trebuie să fie baza fiecărei acțiuni, fiecărei interacțiuni care stă la baza colectivității umane. Și dacă stăm participăm astăzi în această aulă a universității care poartă numele maestății sale, aș conchide cu un gând verbalizat al regelui Mihai I, că Europa n-a suferit în ultima perioadă mai mult decât suferă în prezent din cauza depărtării, abandonării credinței cu bună știință și verificând dacă popoarele pot trăi fără credință. Răspunsul este unul negativ, pentru că a trăi fără credință este a coborî la un nivel subuman, iar lipsa credinței duce la imposibilitatea distingerii între bine și rău. Vă mulțumesc! Rog să nu plecați, pentru că am pregătit și pentru dumneavoastră o diplomă de excelență și vreau să vă spun că doamna avocat Erica Nistor a acceptat să mă consilieze în probleme și de multe ori m-a dus pe drumul cel bun, pentru că mie îmi place să ascult. Pot să mărturisesc că sunteți greu de consiliat? Da, mulțumesc! Din fericire, doamna Erica, rezultatele mele câteodată îmi dau dreptate. Nu totdeauna. Sunt îndreptățit. Da, dar poate că sunteți consiliat și așa, persuasiv. Mulțumesc mult. Dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc că sunteți din nou prezent în universitate și modul elegant în care dumneavoastră știți să comunicați îmi permite să vă ofer această diplomă de excelență. Mulțumesc mult de tot. Pentru dumneavoastră. Mulțumesc.